me show you a good time. Let me show you a good time. A șaptea ediție a Miss Universitaria organizată de Liga Studenților Pintea Viteazul s-a consumat aseară pe scena Casei Tineretului din Baia Mare. 10 domnișoare care urmează specializările de la Centrul Universitar Nord s-au întrecut pentru titlul de cea mai frumoasă studentă. Cultura generală, perspicacitatea, dar și eleganța au fost cele care au contat pentru juriul ediției din acest an a Miss Universitaria. Suntem la a șaptea ediție, ne așteptăm la foarte mulți studenți care să fie aici prezenți să-și susțină favorita. Avem 10 concurente care au fost selectate printr-o serie de preselecții și ele s-au străduit să se antreneze cât mai bine pentru a da un rezultat cât mai bun acum pe scenă. Cele mai multe dintre ele s-au înscris la îndemnul prietenilor, dar fiecare a sperat să fie pe lista favoritelor juriului pentru Marele Premiu. Acesta a decis ca Miss Universitaria 2015 să fie Cristina Coman, studentă la inginerie. Pe lângă titlu, aceasta a obținut numeroase premii în produse și servicii, dar și o excursie la Veneția. Și celelalte concurente s-au ales cu premii, dar nu atât de semnificative.